Mă, te-ai zgârcită și n-ai bani de joacă? G2A te rezolvă de îndată. Hai, vă rog. Nolupigus maximus, stimații mei. Ne-am adunat aici, nu la seară de părăstas, din fericire pentru voi. Suntem aici cu nimeni altul decât domn inginer. O să avem o sesiune extraordinară de mărturisiri oneste. No. Stai că scoate lista, frate. Vai de pula mea. Să te introducem și pe tine, oamenilor mei, care l-ați mai văzut pe... Bine, nu l-ați mai văzut fizic pe domn inginer, dar l-ați mai văzut... Păi, nu cred că a văzut așa de oameni. Curtă de inginer. Mai știi, bă, când am jucat Minecraft, bă, pe serverul ăla, mă? Hai de pula mea, ce teroare a fost, mă, lasă, mă. Hai să începem. Bă, nu știu dacă eu sunt pregătit. Voi vă dați seama, bă, noi suntem prieteni de atâția ani și astea sunt niște chestii pe care nu mi le-o zis niciodată și le-o păstrat special pentru clipul ăsta. Ta, mă, sau mă, poate, poate mai multe clipuri, nu știu, că atâtea... Bă, nu mi-ajunge cardul de memorie. A venit de la mine, normal, ce gaga de insulina, Bianca de insulina, trebuie să mă bag în pulă, Bianca. Hai de pulă, mă, 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 umple memoria, mă, și ești la început. Bă, nu știu dacă e mai rău că umpli, că... Stai că a nevrins butonul meu. Vreau să zic că nu știu dacă e mai rău dacă îmi umpli cardul de memorie cu chestiile astea sau... M-am uitat, mă, ce am vrut să zic. Prima istorie. 5 minute până varsă. Apoi, stai liniștită că am găsit pete mai ciudate pe canapeaua asta de casting. Ai, n-o pula mea. Nu a fost de la mine, jur. Ăsta a fost apogeul, mamă, în casa școlata. Merg la o cabană, acum la facultate. Colegii, doamne, pupaia și pula, mă, ce bețivus și aia. Mergem fai frumos la cabană, toate bune, aducem boxe, tătătă, băuturi din aia cu duzina și începem, bem, fain frumos și la, într-o seară mă pun eu cu un coleg niște povești și cum stăteam așa fain frumos, îl văd pe un coleg, cum pula mea să-i zic, mă, la asta, mă, îi zic Gigi, mă. Îi zic Gigi, mă, și la asta te zic porodică. Băi, și stă avea Gigi, mă, cu una, mă. Asta Gigi cu porodică erau împreună, mâncați și soare. Așa. Bă, aia moldoveancă din aia de peste prut, bă. Și stă meu Gigi cu una așa o ține de după umăr și stea la povești. Și o văd pe asta porodică, mă, cum vine, mă, mâncaia și pula ei. Și îl vede pe ăsta, mă. Și o văd că se roșește la față și intră. Și o îl vedeam numai pe ăsta, că era peretele și era ea. Așa. Bă, și văd cum apare de după perete, mă, o mână, îi intră în păr. Și îl smucește așa de după perete și mă uit la asta de lângă mine și zic, bă, pulă, fie de încălbate, de romoară, mă. Ai, bă, intrăm, deci am, deci, cea mai legendară scenă, cred că din viața vieții mele, a fost să o văd pe asta, mă, mâncața și pula cu sticla de absolut de 1.75, bă, cum vine cu un avânt din ăla, mă, și o fute pe stăca. Băi, deci o dat un bombeu la ăla în cap, mă, de s-o, cap. Nu s-o spar sticla. Bă, nu s-o spar sticla, mă, tu știi cât de groasă e sticla de absolut, aia nu se sparge. Băi, o dat una în cap, mă. Și craniu a fost intact după aia? Mă, avea un cucui, mă, mâncață soarele. Hey, boss, man. Ăsta se enervează și ăsta moldovean. Se enervează, începe pe rusă, că, oh, e din ahu, e pizda, mă, e pizdaraz, căcaturi din ălea. Se duce în cameră. Asta se enervează și ea și sună pe tatăsul la ăla. Că fii atent că mă bate, că pula mea, că nu știu ce. Bă, și auzi-l pe ăla, mă, pe tatăsul ce zice. Bă, că se rup capul și joc fotbal cu capul. Bă, bă, deci mă căcam pe mine. S-a dus în cameră, mă, la ăla după. A început să-l zgria pe față, era plin de sânge. După aia a luat laptopul, bă, deci aia cu laptopul aia mă căca pe mine. Eu eram iarăși jos la țigară că mă durea în pulă. Bă, și pică lângă mine un laptop, mă, mă le văd, deci pică de laptopul lui. Avem măcar tot apă laptopul. Știi că ce-a de la un snack. Bă, dă-i pică laptopul, mă, lângă mine, mă, m-am căcat pe mă uit sus, bă, și ne întreb, bă, Gigi, ești bine? Uuu, că pidorozi, de nou, bă. Efectiv, Lenovo, bă. Bă, și aduce a mea, mă, laptopul, mă, se mai calmează spiritele. Dimineața o vedem pe a mea cu un coboară frumos, îmbrăcată toată, face un platoa și îl duce la omul meu sus. Mama mia! Te rog, și după aia îl văd pe a mea cu un coboară, bă,
cred că așa avea strategile cața și pula ta. Săracu, bă. Bă. Și se vedea cum îi vine fruntea și aici îi vine așa. Băi, deci a meu zici că era unicorn, mă, să-mi fac pula de la... Ciclop. Le deschise al treilea oră sticlare de absolut. Băi, și mai zici că nu trăim într-o simulare, mă, când oamenii se comportă, zici că-s pe Sims. Vai de pula lor, mă, vai de pula lor, mă. E fost ca de pe calul armat așa o sticlare de absolut. Îți gri pe față, îi fuțile nouă pe jos. Și doua zi vii cu platou rece de la părăstas la el în cameră. Băi, de ce? Că te ca la nebun, mă. Ioi, doamne. După... Îți dai seama că numai căcatul s-a întâmplat acolo. După, în seara aia, ce o zici niște prieteni? Bă, fii atent. Noi... Cred că eram în mai, aprilie, o chestie asta. Bă, frig. Cred că erau așa vreo 15 grade, pula mea. Să face seara, pula mea, și ce se gândește? Bă, hai să facem bani în Someș, mă. Că eram la Someș. Și eu, hai să facem bani în Someș, că e plăcut, e bine. Se bagă a mei doi în chiloți, sar acolo. Fac bani, zic, da, bă, e foarte plăcut în pula mea. Ce am zis restul? Hai, bă, ne băgăm și noi cu ce pula mea. Bă, pula, mâncați-aș soarele tău. Deci m-am băgat eu cu încă unul, mă, mâncai aș pula ta. Deci un frichindel din ăsta mic, mă, omule, mă, era mic, omule, era minion în pula mea. Bă, se bagă a meu până aici. Bă, ce, hai de pula mea că e mult perfect, bă, eu mă bag, bă, mi-ajunge apa până aici la coaie. Bă, bă, am crezut că mor acolo, mă. Apa ți atinge coaiele sau era numai până pe aici, așa, dacă... Mi-au atins coaie, deci aia a fost bani, mi-au atins și știi cum a fost, a fost așa, m-au săgetat. Le-ai muiat așa. Coaie, nici măcar n-am muiat, a fost o atingere din aia, s-au zis, au liniște din aia totală și un plin din ăla. Băi, deci în secunda care a fost flingulatul, știi cum, bă, cât alcool am avut eu la vorbă, știi cum? S-o dus, gata. Mă uit la asta, hai bă, să ne schimbăm, bă, că-i fric, bă. Vai de pula. Intrăm în cabană, grese pe jos, era să picăm amândoi. Ajungem acolo, ne schimbăm noi haine normale, ne apucăm să bem și s-o tiră la băutura noastră și întreb pe unul, bă, alcool? Și face unul, stai bă, că fii atent. Și se duce amă, iese din cabană și mă duc după el. Și văd că încearcă să deschidă ușa unde era, unde erau lemne, erau tot fel de căcaturi. Bă, și nu se mai deschide ușa aia în casa și poata și face asta, bă, s-a deschis-o acum, în două ore. Și zic, ce ai scos acolo? Că am scos părinca ta. Și am, ce ai scos? De ce ai scos acolo? Ca să mai fie băutură după ce se bată. A, ca să robezi pe tătă. Exact. Bă, de ce ai fost? Bă, a fost revelația bețivului, efectiv, da, l-o izbit acolo, a fost o decizie. Și a zis, și să deschideți ușa. Cu un topor, da. Băi, niciodată am eu cu toporul deschis ușa cumva. Au intrat, au scos pălinca, am băut. Băi, a fost că în ultima zi vine proprietarul. Deci noi am făcut o groază de căcaturi pe acolo. Deci cred că nu le puteai număra. Da, cum e de așteptat. Și mi-a zice, deci dintre toate căcaturile care am făcut, zice, a, scaunele astea nu sunt prea drepte, le-ați îndoit, trebuie să le plătiți. Atât? Atâta. Mi-au văzut ușa. Nu, dar ne-au cerut vreo 7 de milioane pe scaunele alea. Deci stai, liniște, mai degrabă să vadă ușa aia în pula mea, că te deam 100 de lei. Dar ce pulă de scaune erau? Dilem de baobab? Hai bă, erau niște căcaturi din alea sudate pe genunchi în pula mea cu conversie de motocoasă. Bă, bă, câte mai ai? Dă-te mai pula multe, mea. Mă. Ce pula mea îi 12 noaptea Reghin? Wow. Coaie, deci... Asta a fost, cred că a 12-a m-am mâncat așa soarele. Eu cu ai mei nu le prea ziceam ce fac în pula mea, că mă căcam pe mine, că mă pedepțesc și după aia pula mai ieșea din casă. Nu mai mergeam eu la băut și eu deja eram cu alcoolul bine. Bă, fratele meu, și stăm noi în J, în Mureș. Beam eu cu niște foști colegi din liceu și facem un an dacă, bă, hai Reghin. Așa? Așa, efectiv, cred că era vreo 10:30 seara. Hai Reghin. Am zis noi, ok, ne uităm pe... Ce frem pula mea, vedem că este un tren la 12 noapte. Ați mers cu trenul? Cu trenul ne-am dus, frate, păi eram beți în pula mea. Și zicem noi, ok, hai Reghin, morții mă, zice, ce să zic. Bă, ne luăm noi, fain frumos și facem, bă, înainte să merem, trebuie să merem pe acasă să-mi iau pălincă. Bă, ne-am dus în pula mea din J până la asta, la platou, în pula mea, de la platou înapoi până la gara mică. Gherțiul ăla, micuț, bă, jegul ăla, infect, ai, de pula mea. Ne-am dus acolo, bă, deci... Piliți, mă, eram pulă de beți, arătam ca ultimii drogați. Dar stai liniștit că acolo ca acasă. A, de fapt am fost în gara mică, așa e pe timpul, okay. Și în gara mare, la venit toate gările, prin de troți colei. Da, corect. Și ajungem noi fain frumos, ne luăm bilet, 5 lei bilet, un căcat din ăsta. Mm-hmm.
mereu ajungem în rechi, ne apucăm să ne facem poze în mijlocul drumului, ne pișam în mijlocul drumului, stăteam acolo la poză, făceam pose în căcatul din alea. Mai ai poze de atunci? Ai de pula mea, nu mă pun să le mai caut, mă omule, mă, ți le trimit eu după și le pui acolo într-un colaj, manele vechi. N-am și ne-am mutat pula de bețe în spital. În spital, în pula mea, în față, în parcul din fața spitalului, stui morții mărții de doamne pe... Bă, ne murau aia dacă ne băteam la spital, doamne. Hai de pula mea, spitalul direct, direct la 3 dimineața. Bă, efectiv, zici că nimeni din ăla pleșit în pula mea. Bă, și ne apucăm noi la 3 dimineața, că bă, stai că noi trebuie să ne întoarcem în Mureș, mă, cum pula mea facem? Na, și ne apucăm, noi ne uităm pe CFR, mă. Când și... ați mai avut tren după aia? Aici e schema greșită. Era la 4 dimineața tren. Ok. Omul meu care s-a uitat, a zis că, hopa, este 4 după masa. Bă, deci ăla tăia de beat a fost, mă, că nu știu diferența între 4 și 16, m-am mâncat să-și pula. Așa că, ce facem noi? Cea mai logică gândire, că dar nu sunt părinții la 3 dimineața, că bă, pulă, vezi că eu sunt reghi și nu mai am ce să mă întorc. Și ce am făcut? Am luat taxiuri. Serios? Am luat taxiuri din Reghin până în Mureș. Bă, taxi undeva 70 de lei. Eu ce am zis? Bă, pula mea, hai, faci închetă, împărțim. 70 de lei de persoană sau pe un taxi? Pe un taxi. Dar nu e așa mult, mă. Da, de aia zic că a fost chiar... Pula mea, a fost numai atâta, că Reghin nu e la... Nu e așa, nu e așa departe, e vreo... A, bă, cât-s vreo 20 de kilometri? Da, vreo 20 de kilometri, 360. Păi, stai, că atunci cred că era și mai puțin. Era 2,50. E. Era foarte puțin pe atunci, mă, lasă-mă. Bă, omule, mă, și ne duce taximetristul, pula mea. Eu deja luasem somn în spate, eram acolo așa, aminir în pula mea. Ajungem noi în Mureș, bă, ne lasă la Mac în pula mea. Bă, și noi un Mac corect, dar ce să facem noi la 5 dimineața? Facea meu, noi ne-am bazat pe un prieten că, bă, plătește el cu cash, care cash, și noi noi dăm banii pe BTP, pula mea, morții măsii. Nu, că exista BTP pe atunci, dar în fine. Mă rog. Bă, și facea meu, da, n-am lei, am doar euro. Bă, și mă uit la el și zic, bă, tu ești tâmpit în pula mea? Ai zis că ai bani, da, am cash. Ăla era ăla cu pălincă? Nu, altul. Bă, și stai și mă uit la el și zic, bă, na, bine, încearcă. Și se uită la zi, și face, domnule, am doar 20 de euro. Stai meu, se uită la bani, face așa. Faci un calcul din aia de vreo 20 de secunde, o stat să calculeze mi-o și-o zic, bine. Ok. Păi, cât i-a ieșit 100 de lei? Da, 100 de lei, stai să mă, că 100 de lei i-a ieșit. I-a ieșit 100 de lei, adică o ieși și pe plus. Până aia, vă scozi în căcat. Efectiv, și așa am scăpat din Reghin, îmi pune, mi-a zis că a fost zona crepusculară, mă, mâncața și soarele tău, deci așa ceva nu e ok. Bă, dar eu sunt foarte, foarte perplex de chestia asta cu 70 de lei, ma taxiul din Reghin. Că din, da, Ungheni, din Ungheni până... Până în Tudor, în Mureș, îți lua 35 de lei. Sugă ăștia de bar, mă, mai rău ca o sugătivă, mă, să vă... A, dar pe ce ăla, nu ți-o por... A, mă gândesc că nu a pornit aparatul. Nu zic că atâta își. Ba da, l-a pornit. L-a pornit? L-a pornit, mă, și a scris 70 de lei. De azi zic, a fost foarte ieftin. Uai de capul meu. Mai ai și mai vezi tu ce idei îți mai vin. Ha, hai, mâncai ce idei, hai. Mă, dar îmi place că, cred că le-ai pus în ordine cât îți de... horror. Mă, atât e-s horror. Și că infinit după tic, una s-a pișat pe ea în sala de lectură. Ce? Vai, coaie, mă, deci aia cu tic a fost oribilă, mă. Bă, deci cel mai oribil examen din facultatea asta a fost la... Tic, era o materie din asta mega beșită de tocit, vreo 80 de pagini. Nu ca... stai. Nu-i ticul ăsta de la liceu. Nu-i ticul de la liceu. Nu-i ticul de la liceu, e alt tic, e cu totul și cu toal. Ok. E din ăla de inginer, cred. Bine. Merem noi, îți dai seama, seara n-am dormit deloc, m-am dus la examen paletă. Deci paletă, mă, n-am știut nimic. M-am dus acolo, am stat cu alea 3 ore cât a trebuit să le stau. Ieșim în colegii și stăm noi la povești că ce ai făcut, eu nimic, tu nimic, ăla toleacă, ăla zice că o știu, dar de fapt nu o știu, căcaturi din astea. Da, clasic. Și face unul că bă, hai, în fine, 11 dimineața mâncați aș pula ta. Eu cu ceilalți 7 ce am zis, hai, ce pula mea se poate întâmpla? Bă, ne ducem în Infinity, ajungem pe 12, pe 12 fix am intrat în Infinity. Da, așa un pic, domn inginer, Infinity pentru necunoscători,
ceva de ăsta de pariuri din Cluj unde e bere foarte ieftină și mere lumea numai era să bea. Era 2,50, mă, băi v-aș pula voastră, 2,50. Dar mai țin minte, mă, că băgai 4 beri, 10 bă, lei bă. Și mă rog, te duci cu banii acasă. Da, corect. Băgai la păcă... 9 beri și o moarte Teodorei. Uai, moartea Teodorei, pula, aia era teroare, mă, 5 lei era. Bă, ideea este că... am ajuns în Infinity și ne-am pus, nu stai seama, ne-am luat bere, așa, una, două, am ajuns pe la vreo 8 bere în pula mea de căciulă. Și am stat de la 12 de la amiază până la 5 după masă. Tot timpul ăla era un muncitor, bă, de pe șantier care a intrat în Infinity și-o băgat tot salariul, 1500 de lei. Și-o băgat în aparat, bă, o stat 5 ore acolo și-o jucat, mă. 5 ore o jucat, au ajuns potul lui la un moment dat. Cred că o scos undeva la vreo 9000 de lei, mâncat să-și pula ta. Te-ai scos? Bă, eu scos ah. 9000 de lei, efectiv, o plecat cu ei în mână. Mă rog, prima oară după ce o scos 9000 de lei, s-a uitat la bani, s-a uitat la aparatul lângă, s-a uitat la bani și mai băgat încă 500 în aparatul ăla. Eu pierdut pătăși și după aia am plecat. Nu zis că... Da, nu știu, bă, nu-mi plac aparatele, nu... Lasă-vă că... Oribile fi... Bă, i-aveam pe unii, mă, care pierdeau 3000 de lei la păcănele. Și pe aia mi-a pierdut încă 3000 că se duceau la poker în Randers, în pula mea. Bă, deci o căruță de bani, mă, o căruță de bani pierdeau. Chiar nu mă bag, nu-mi place, aia e. No, și ajungem în cămin, morții mă, zic că, da, ce să face, bă, umblam zigzag așa prin campus. Ajungem în cămin, ne oprim la țigară, noi deja behăiam, mă, dar behăiam de parcă era 12 noaptea. Așa. Bă, și era zi afară, mă, deci era căzi full, bă, și veneau ăștia la țigară jos și se întreba, bă, ce pula mea aveți, bă, că nimica, bă, duhnea alcool acolo în față la cămin, mă, deci, bă, pusa alcool. Și nu mai văd pe unul, că mai scoate o bere așa din ghiozdan, în pula, mă, scoate și începe și, bă, și mă uitam, bă, de unde e berea, mă, și apucă și poștălește berea aia, cu pula mea, dar nu te duci până la... ABC-ul de la 100 de metri, să mai iată. Da, pe sincer. Chiar cu sala de lectură, țin minte că ne-am dus la un moment dat în sala de lectură și era una care... Nu mai știu ce dracu s-a întâmplat, e mega înceață, că era mega bea, dar ceva au făcut de s-o pișa pe ea. Aia știu clar că s-o pișa pe ea. Una clar s-o pișa pe ea, dar tu ai făcut ceva că s-o pișa pe ea? Nu, pur și simplu am intrat acolo și cred că am intrat peste o chestie care se întâmpla activ. Și s-o pișa pe ea. Da. Pe trecutul pe lângă ea au făcut squirt, mă. Da, că am văzut asta, am pula. Păi da, nu? Păi și eu aș face la fel, să-mi bat pula. Bă, nu știu. Hey, yo! Povestea asta a fost că erați voi morți de beți și la un moment dat ați văzut-o până la că s-o pișa pe ea. Da. Și cam atât. Păi ăsta a fost apogeu, fratele meu, că am intrat morți de beți și am văzut-o până la că s-o pișa pe ea și eram... Cred că este suficient pentru această bă, efectiv, minunată este... întrunire a titanilor aici. Este vai de pula noastră, bă. Cum v-ați simțit aici pe canapeaua mea? Că mai trebuie pe... Bă, sincer. Bă, cred că mai e încă una în frigider. Hai să mergem, să o puștim. No, bă, până data viitoare a lui Pigus, adios. Și dacă v-a plăcut clipul ăsta de mărturisiri oneste, să știți că are un Excel... Atâta nighiați. Deci cred că mai încă vreo 4 părți mai scoate de la Tom Inginer. Bă, pula mea, 4 părți am belit, pula. Bă, deci dacă poți mai trească beri, bă, pentru asta, că nu se poate. Ai, de pula mea. Și gândiți-vă că cred că tot e restul poveștilor râs cu alcool. Și chestii pe care s-au întâmplat când erau ziua mea. Rupță. Ai, de pula mea. Ultima, mă, cu Spartanul și cu toate alea, cu baia și cu toate... Aia nu ultima, aia e penultima. Aia cu Spartanul a fost penultima, mă. Dar ultima care a fost? Ultima a fost aia, era să cadă Bianca pe scări la cămin. Cum a vrut, mă, să cadă? Ultima nu a fost când am dormit în baie? Da, zic, și atunci ați plecat, că tu ai băgat Spartanul. Nu, Spartanul era în penultima, că de la Spartan, bă, deci... Data viitoare, că nu, e prea grav, Vă ținem acum cu Blue Balls, am participat și eu la povestea aia. Și am uitat să vă zic, de fapt, la poveștile, că e o trilogie, e mai ceva că Stăpânul Inelelor. Vai de cap, mă, deci asta e din aia gravă, lasă, nu. Știi cum e și ce să o numim? Aia a fost Stăpânul Buzilor, îmi pune titlul asta pe Budă, titlul are care motiv. No, bă, deci dacă...
dacă v-a plăcut clipul, ziceți-mi acolo în comentarii și mai facem. Stai de pula. Mai facem. Da, clar, clar. No. Să mai fie bere. Să aveți numai bine. Să mai bem o bere. Ha, pula.